și pornește mai departe. Dar îți arăt și mai departe ceva. Da, vă rog. Este. Asta este sala. Deci asta era balconul, aici sala de... Da, unde au evoluat cei mai buni artiști pe scena asta din lume, da. Și Sviatoslav Richter, și Vladimir Curbet. Poate o să mai fie, poate o să mai vină. De Doamne, de Doamne, este audă. Domnul și doi, poate tu ceva. Care domn, ministru? Nu știu, dar cu acest ministru, dar poate totuși a mai apare pe... O ministră în locul lui, da. O idee să totuși... Când a fost aici președintele României, el la întâlnirea cu doamna președinta noastră, totuși a expus o dorință ca țara România să ajute. Iohannis a fost aici, da? Știind că aici s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și peste un timp, adică în 22 în februarie, România dă un grant. 100 de milioane de euro. Mult! Și sunt sala sigur, cu orgă tot ei au reparat, sunt sigur că din banii aceștia, 100 de milioane, o parte era preconizată anume pentru a renaște filarmonica. Nici un ban, de păcate, nu a ajuns la ceea ce vedeți voi. Și nu i-a dat cu destinație concretă? Eu cred că s-au ridicat, m-au rugat salariile la lucrători de la minister, s-a, cred că creat vreo agenție națională de... gestionat bani românești. Mâințe europene de coadă. Dar ce cu cifra asta 313? E vreun simbol, ceva? Cineva de senatul, nu sunt niște ochi, gura și nasul. Da, 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 dar și o cifră fatidică. 13-31 și s-a umflat parchetul, da, de la umezeală. Sigur. Aici a fost și apă și tot, tot, tot. Aici e destul de periculos, totuși că... Dar eu cred că... Poate să prăbușească? Cred că reziste, fiindcă când a fost... Structura a fost gândită. De când e filarmonica asta? Din asemenea stare de 1961. A fost puțin cu reparații în 80. N-are nici 100 de ani, deci betonul încă ține. Acoperișul, dacă arți era de lemn, s-a adus. În special pentru niște ședințe, congresuri are partidului de atunci. Și crede-mă că s-a făcut ceva foarte, foarte bine. Iată scara principală, unde noi mergem, ridicăm aici, erau birourile administrative. Aici lucra și pe timpul încă Jocul, Fluirașul și în ultima perioadă lucra orchestra noastră folclor. Colective celebre, da. Da. Și eu i-am spus și la președinți și la mai mulți lucrători de guvern că țara noastră este cunoscută în lume. Nu prin președinți, procurori, deputați sau altcineva. Prin artă. Prin Marie Bieșu, care a venit de aici, din Filarmonică, Vladimir Curbet, prin Fluieraș, Sergei Lunchevici, Veronica Gaște, Mihai Dolgan și sute, sute nume celebre care au făcut țara aceasta vestită. De ce? Problema filarmonică este una primordială. Asta a fost sala mică. Și pe aici se intra la balcon, da? Da. Sala mică. Care, ca acustică... Știu că a fost și un eveniment rock în sala concerte, asta mică. Un concert mai rock mult, chiar. Mai multe au fost, da. Dar pentru concerte camerale, corale, a fost cea mai bună acustică, cea mai ideală în da, construit cu coloane, așa, stilat. Chiar dacă era din perioada sovietică, au dar... Au rămas încă niște basuri reliefe. Erau pe perete reliefe? Aha, aha, ia uite. Aici a fost pianul acela care stă jos. Aici o arsă. Peste care a căzut de poporul. Dar construcția încă au rezistat. Eu cred că dacă te apuci să faci de urgență ceva, se poate face totul și a renova într-un timp foarte, foarte scurt. Cam în aceeași formă, da? Inclusiv, eu știu, din primărie a venit o idee că se poate de făcut, se poate face și da, o expertiză poate... tehnică s-a făcut nu și au zis s-a făcut că... nimic, a. Nu s-a făcut. Cifra asta, pe urma care s-a făcut pentru un concurs de idei, așa zise, era, nu știu de unde scoasă, 75 de milioane de euro, nu știu de unde a apărut ea, dar nu este o cifră reală și de asta... Atât până... au estimat că ar trebui pentru restabilire. Dar nu era niciun calcul, nu s-a făcut niciun fel de special cumva... Deci o estimare ochiometrică, așa. La balcon nu se poate ieși că e avariat, da? Putem ieși. Un pic doar. E avariat, dar totuși rezistă construcția și... Da, dacă nu-i clădire chiar foarte veche, nu-i din cutremur... Aici era hol
era sala mare, intrare în balcon. Și iată ce a rămas, din păcate, din toată această structură. Mergi, Mucoace. Vin, vin. O iau pe de-a drept acuș. Ia, ține, ține. Rezistă. Și iată, de cum am mai jos, nu mergem, dar iată, aici suntem în balcon. În siguranță. Da. Scena. Da, era frumos. Am fost la concerte de la balconul ăsta. Acum a rămas grădina cu salcâmul în mijloc. Din păcate, da. Și salcâm și plopi. Dar pereții toți, vede, cu stranici totuși, groși. Și se putea renova, se poate. Eu cred că cifra asta de 75 de milioane, nu știu de unde luată, din pot. Să le rămână poate și lor ceva. Am vorbit ceva cu niște specialiști, doi, care unul mi-a făcut niște calcule, așa, aproximativ. Tot aproximativ. A ieșit la 8 milioane. Diferență mare. Al doilea mi-a făcut niște calcule la 10 milioane. Eu iau de acum cu rezervă 15. 15. Și din 100 de milioane acelea care le-a dat România pentru Moldova, nu se putea elibera acești bani? Da. Nu se vrea. S-a născocit 75 de milioane. Iată a ieșit și omul cu lozinci, cu astea, afișe, cu afișe. Da, eu și... Adică a făcut și grădina aceasta, e decât mai ține într-o situație care bravo. O vedem. Acolo era culisele, da? Sau? Da. În spatele scenei.